Deci vedeți, pe lungitorul acestea două sunt de 75 de centimetri și mai am unul de 40, unul de 60. Deci este suficient și la capăt avem dirijabilul care îl înclinăm în toate direcțiile, el se învârte la 360 de grade. Și haideți să vedeți cum îl fac, este foarte simplu.
dragilor, s-a terminat cu vopsitul. Puteți vedea cum arată. Acum lumina este relativă. Ar fi bună lumina în teorie, dar este prea multă totuși. Și vedeți cum arată. Nu vă puteți da seama. Am mai refăcut puțin și rosturile acestea cu epoxy. Aici și de jur împrejur, pentru că erau fisurate, erau destul de urâte și cam așa arată șantierul terminat. Uitați-mă aici, gletiera, să vedeți și din partea aceasta. Piscina are 10 metri lungime pe 5 metri lățime. Și s-a zugrăvit, am aplicat o amorsă prima dată, o amorsă de aderență foarte puternică, ce se folosește pentru sol în mod normal, și după aceea am mai aplicat 3 mâini de vopsea, vopsea de fațadă pentru situații extreme. Era o vopsea pe bază de rășini, siloxan și nu mai știu exact să vă zic, dar specială pentru mediul marin în general și rezistă și la clor, deoarece aici fiind o piscină închisă, vedeți, acum sunt deschise ferestrele, dar ele în mod normal vor fi închise și atunci se adună foarte multă umiditate. Avem aici, după cum vedeți, avem și un sistem de ventilație, dar nu face față, este subdimensionat și totuși sunt foarte mulți vapori de apă și nu este numai apa, cât este clorul și alte chimicale ce pot influența vopseaua. De aceea am folosit o vopsea puțin mai specială, în 3 mâini aplicată. Așa este sigur că pentru mulți ani va fi în regulă. Dragilor, vă salut, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc multă sănătate. Numai bine, la revedere!